Frățicule, mare eveniment la Târgu Cărbunești, în județul Gorj. Să mărită fata primarului, mă, fata primarului să mărită, înțelegi? Și află toată țara, auzi, pentru că nunta să ținu pe stadionul din localitate. Și nu doar că să ținu pe stadionul din localitate, dar mutară un meci ca să pură cortul, înțelegi? Un meci mutară ca să pură cortul, auzi? Băleleu! Meciul de fotbal care trebuia să se joace pe stadionul din Târgu Cărbunești a fost mutat la 40 de kilometri distanță. Asta e o problemă cu domn primar care trebuie să facă o nuntă și nu s-a putut juca pe acest teren. Într-adevăr, acolo este un teren foarte bun, dar după câte am auzit, este o nuntă acolo și din păcate nu am putut să jucăm și am venit aici. Pe stadionul unde ar fi trebuit să joace acești fotbaliști a fost ridicat un cort pentru nuntă și a fost instalat un covor roșu pentru invitații de seamă ai fiicei primarului. Băi, ați văzut? Dă-i boalii de fotbaliști să se ducă pe câmp, că doar pentru asta avem stadionul, pentru nunta primarului. Doamne ferește, într-o zi o să ne pomenim că se mărită Zăvoranca pe Arena Națională și se amână finala campionatului european. Sau nu, nu că se mărită, asta e în stare să organizeze și o mormântare, nu doar o nuntă. Doar să revin la micii Dumnezei din provincie, că asta se cred ei, niște mici Dumnezei. Vorba viceprimarului de la Târgu Cărbunești, valoare și mărime, fii atent. Având în vedere mărimea și valoarea primarului Cărbuneștiului, e frumos ce face. Există contract între cine și cine? Persoana probabil fizică și... categorie și baza sportivă și Asociația Sportivă Cărbunești. Primarul spune că a plătit 5.000 de lei pentru închirierea stadionului și că nu a făcut nimic ilegal. Nu tot cu tam-tam, nu fac absolut nimic, nu e cu fițe, nu cu nimic. No, ce fițe! Că au făcut parcare pentru mașini în careul de 16. Dă-l încolo de gazon, păi ce mai stai să te gândești la mărunțișuri de-astea când ai atâtea probleme pe cap? De exemplu, cum să așezi oamenii la mese? Un clasic 4-4-2 sau un modern 4-3-2-1, a? Mă, voi vă dați seama ce s-a scos omul ăsta cu 5.000 de lei chirie? Păi a avut 500 de familii la nuntă, dacă a lăsat fiecare 102 de euro, a scos vreo 100 de mii cel puțin. Deci a dat 1.000 pe chirie și a scos 100 de mii. Păi logic era că atunci când a făcut contractul, să prevadă la chirie procent din încasări, corect, nu? Și uite-mă că am găsit o soluție pentru finanțarea fotbalului. Nunțile pe stadion, pase scurte și pe sus, ai n-ai sarmale, bagi în gură!